La finalul proiectului trecut eram destul de trist pentru că se încheia cumva un univers pentru mine, se încheia o lume. O lume însemnând cu tot ce înseamnă echipă din spatele camerelor, oameni din fața camerelor. Se crease un univers atât de frumos și îmi părea atât de rău că mă despart de acel univers, că nu o să mai pot să-l întâlnesc. Dar șansa a fost de partea mea. Am fost distribuit într-un nou proiect în care am șansa din nou să mă întâlnesc cu aceiași oameni dragi mie din spatele camerelor, aceeași echipă. E o atmosferă foarte fresh, foarte tânără. Sunt foarte mulți oameni tineri în proiectul ăsta și e o energie foarte frumoasă aici și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să filmez la acest proiect. În momentul în care am început să citesc episoadele cu personajul meu, în prima fază n-am știut de unde să-l apuc, pentru că personajul avea niște acțiuni pe care cărora eu nu le găseam justificare în momentul respectiv. Și provocarea pentru mine a fost să găsesc justificare fiecarei mici acțiuni a personajului. El are o ambiție cumva peste limita normală. Pentru că el se încăpățânează să creadă că el are dreptate. De ce? Pentru ce? Asta o să vedeți voi în continuare. Mie mi se pare special acest personaj energia pe care o are, energia pe care o canalizează în tot ceea ce face, pentru că nu-i ușor să calci pe cadavre și să lupți tot timpul contra curentului. Și asta, ambiția asta aș vrea și pentru mine. Dacă ar fi să-l caracterizez din punctul ăsta de vedere, dacă e pozitiv sau negativ, sincer nu știu, n-aș ști ce să spun. Pentru că, da, cumva în sinea lui intențiile sunt pozitive. El o vrea pe Alice. Și el consideră că poate să o facă fericită pe Alice. Dar tot ce face pentru asta, faptul că e cumva subordonat ei și ascultă de ea pentru că o iubește atât de mult încât vrea să intre în grație și vrea să-i facă pe plac. Și din moment ce intențiile lui Alice nu sunt neapărat pozitive în ceea ce privește cel de leagă pe el, aici intervine problema. E personaj pozitiv? Nu cred că e personaj pozitiv până la capăt, pentru că ascultă de Alice chiar dacă știe că nu e bine ce face Alice. Și nici nu e negativ până la capăt pentru că intențiile lui sunt de fapt bune, că el ar vrea să o salveze pe Alice încercând să fie pe lângă ea. E foarte complex personajul și este foarte frumos. Tocmai datorită acestui fapt că e foarte complex. Mă asemăn cu el din punct de vedere al skillurilor sociale, să zic. El fiind un agent de publicitate, el știe să vorbească cu oamenii. E adevărat, în fața lui Ali se pierde. Dar pentru că o iubește și pentru că e normal ca în fața persoanei iubite care nu te acceptă să n-ai totuși o libertate de expresie și de gândire. Iar ca deosebiri, sincer acum nu știu, pentru că am încercat să-mi-l fac al meu, am încercat să-l înțeleg și să-l accept pe Răzvan atât de mult, încât da, mi l-am făcut al meu. Și l-am dus foarte mult înspre mine și nu știu acum cu ce m-aș putea deosebi față de el. Eu cred că mi se pare un pic masochist că nu poți să te duci cu capul înainte chiar dacă știi că e imposibil. Nu poți să speri la nesfârșit că imposibilul ăla va deveni posibil. Sau. Situația în care Alice îi refuză lui Răzvan cadoul, mie mi-a dat de înțeles că ăștia doi nu sunt chiar atât de deosebiți. Pentru că și ea e la fel de ambițioasă numai că pe direcția Petru, la fel cum și el e ambițios pe direcția Alice, la fel în ambiția și în căutarea scopului, fiecare din ei nu se uită în stânga, în dreapta, nu conștientizează și nici nu le pasă de oamenii pe care îi supără pe parcurs, de oamenii pe care îi jignești, nu le pasă de chestia asta. Deci cumva ăștia doi se aseamănă. Pe de altă parte, dacă e să privești din perspectiva lui Răzvan,
refuzul categoric al cadoului cumva. Din punctul meu de vedere, mi-a fost foarte greu să-i justific acțiunile ulterioare, pentru că e un mare nu din partea lui Alice, acel refuz. Totuși, ce-l montează pe el să meargă mai departe? În relaționarea cu Otilia, el e conștient că ea nu-l acceptă. Și în momentul în care ea se miră de divorțul lui, el plusează atunci. El se simte pe un teren sigur în momentul ăla și zice, da, Otilia, uite, nu te așteptai să fac chiar atât de multe pentru Alice, dar uite că le fac. Și uite că sunt aici, în coasta ta, și îți mai dau câte un ghiont așa, că nu te las. Nu plec nicăieri. Mă gândesc totuși, e mamă. Și ca mamă vrei ce e mai bun pentru fata ta, nu numai din punct de vedere material, ci și din punct de vedere spiritual. Și tu vezi că săracul Răzvan o iubește. De ce nu ești de partea lui? Ce te oprește? Am adus ceva infim personajului. L-am făcut suspicios un pic mai devreme decât era în scenariu. Adică vedeam ceva, dar foarte vag și nu era nimic concret. Era, mă, dar nu cum... Mă, ceva... Și aveam tot timpul senzația asta că ceva e putred. Nu știam să zic ce. Și în momentul în care mi se confirmă, nu e neapărat o explozie de energie, pentru că era atât de vagă suspiciunea mea, încât confirmarea nu vine ca o relaxare, că în sfârșit am aflat. Nu, e informația atât de puternică, încât nu mai are sens să mă bucur de, aha, știam, sau simțeam ceva, nu. Și cumva s-a construit foarte frumos că suspiciunea aia se stompează ușor, ușor, pentru că informația este mult prea puternică. Nu are atât de multă încredere în oamenii din jur pe cât mi s-a părut mie inițial în momentul în care am citit scenariul. Sincer, îmi place foarte mult la acest personaj nebunia lui. Îmi dă șansa să am o explozie de energie pe toate planurile și în zona de agent de publicitate, de lucru cu oamenii, de cum manevrează proiecte, contracte. E o paletă foarte largă și îmi place foarte mult să joc și nebunia cealaltă în direcția lui Alice. Și tot ce înseamnă piedicile pe care el refuză să le vadă și le ocolește cu atâta nonșalanță de parcă nici n-ar exista. Atât, da, îmi place nebunia lui și încerc să o fructific pe cât de mult pot. Am simțit o conexiune foarte faină de la început. Cu Ioana am mai lucrat, dar foarte puțin. N-au existat secvențe atât de lungi și conflicte atât de complexe. Și am descoperit o conexiune foarte frumoasă cu Ioana și lucrăm foarte frumos împreună și ne înțelegem foarte bine la cadru. Cu Ștefan, la fel, mă înțeleg foarte bine la cadru. La fel, în interacțiunea cu Ana, simt la fel o conexiune foarte faină și simt o plăcere de a lucra cu oamenii ăștia. Mă bucur că ne-a adus doamna Roxandra Ion împreună și că putem colabora atât de frumos și sper să ne iasă un lucru atât de fain încât să ne urmăriți în fiecare seară de joi de la ora 20:30.